Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la Vești Bune de acasă. Eu sunt Ionela Năstase și vă mulțumesc că mă urmăriți în fiecare zi. Haideți acum să vedem împreună principalele informații pozitive ale acestei zile. 914 români s-au vindecat și au fost externați. Asta înseamnă un procentaj de 14% din totalul celor infectați cu COVID-19 în țara noastră. Harley Davidson intră în lupta contra COVID-19 și o face așa cum știe mai bine, prin pasiunea pentru motociclism și pentru cultura custom. Proiectul Hero Iron are la bază o motocicletă simplă care va fi modificată de către echipa de la Harley Davidson București. Jumătate din banii încasați în urma vânzării motocicletei vor fi donați către Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș pentru a-i susține pe cei care luptă cu teribila infecție. Un inel inteligent poate identifica primele simptome ale COVID-19 pentru că poate măsura temperatura corpului. Jurnalistul Iulia Noghi a scris pe blogul ei www.iulianoghi.ro despre această bijuterie și ne oferă detalii. Salutare, bine v-am găsit! Acesta este inelul Smart Aura, un inel care are integrat, dacă puteți vedea, iată, mai mulți senzori. Printre acești senzori din interior se află unul care măsoară temperatura corpului. Eu când mi-am cumpărat acest inel Aura, l-am cumpărat pentru a vedea care este calitatea somnului meu. De fapt, acest device a fost gândit pentru monitorizarea somnului și, în acest sens, senzorii măsoară tot felul de lucruri. De exemplu, pulsul, temperatura corpului. Până acum nu mă uitam deloc la acest indicator privind temperatura corpului, mi se părea interesant, dar mi-a tras atenția atunci când am aflat că un finlandez, de exemplu, a aflat că este COVID-19 pozitiv, după ce a constatat în aplicația inelului că temperatura corpului a crescut cu un grad peste noapte. Asta face acest inel, din acest motiv a fost inclus în acest studiu, un studiu în care participă peste 2000 de cadre medicale, și un studiu în care pot participa și utilizatorii de rând de inele Aura, cum sunt și eu. O să particip la acest studiu și vă spun, poate mai încolo, care este rezultatul. Pa, pa! Șefa secției ATI de la Spitalul Dimitrie Gerota din București este externată. Ea a fost infectată de unul dintre primii pacienți din România diagnosticați cu COVID-19. Este vorba despre acel polițist care le-a ascuns autorităților călătoria în Israel. Șefa secției ATI a fost în stare gravă, dar iată că astăzi merge acasă după ce și-a revenit și a stat pe suport respirator peste o săptămână. Pentru a sprijini lupta împotriva coronavirusului și eforturile medicilor, Alianța Siriac donează către Asociația Dăruiește Viață 80.000 de euro pentru achiziționarea a 5 aparate ATI. Chiar dacă trebuie să păstrăm distanța fizică, rămânem împreună prin implicare și solidaritate, anunță reprezentanții companiei pe pagina de Facebook. Concertul live susținut de artistul italian Andrea Bocelli în Domul din Milano a avut peste 25 de milioane de spectatori de acasă. Contul de YouTube al cântărețului a fost urmărit de oameni din întreaga lume. Iar la nivel local, Cine-i salvează pe eroi, ultima melodie a lui Smiley și Cabron, publicată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, a avut într-o singură zi 500.000 de vizualizări. La filmarea clipului au participat de acasă Simona Halep, Nadia Comăneci, Maya Morgenstern sau Yanis Hagi. Cine-i salvează pe eroi, când rămân fără puteri și devin la fel ca noi? Și merg și ei pe jos, că nu mai pot zbura. Cine-i salvează pe noi? Salutare,
dragilor, vă dau și mesajul meu de bine în această perioadă care ne încearcă pe toți, o perioadă tristă în familia mea și asta pentru că există o tradiție. De Crăciun mergeam acasă la Cluj, iar de Paște venea familia, bunicii, unchii și verișorii, veneau aici în capitale. Bine, în acesta nu se va întâmpla acest lucru pentru că am înțeles cât de important este să stăm acasă. Recunosc că în perioada de izolare mie mi-este ceva mai ușor și asta pentru că merg în fiecare zi la muncă. Însă în perioada în care sunt acasă citesc foarte mult, stau alături de familia din București și bineînțeles alături de Bono pe care îl prim și cu care mă joc bineînțeles pe terasă. Vă invit și pe voi să vă găsiți câteva lucruri care să vă umple de bucurie în această perioadă și să stați acasă că stați bine! Nu uitați, stați acasă dacă vă pasă. Cam atât pentru astăzi, ne revedem și mâine la aceeași oră, ora 17, vești bune de acasă. Pe curând!